Bună dimineața de duminică! Am avut așa o zi mai ciudățică, un program mai ciudățel, de fapt, pentru că... Evuța, vino coace! Bună dimineața! La vlog! Unde ești? Nu vrea să vină nimeni, sunt singur. În fine, Eva a avut un sleepover la bunici acasă, cu Isabel, cu Fabi și cu Rupsi. Ne-am strâns cu toții acolo ieri seară și pentru că adormiseră, Ali să le lăsăm acolo să doarmă împreună, să se bucure. Eliza a venit acasă cu noi, pe ea nu puteam să le lăsăm pe cablu Fabi și Rupsi, că era prea greu pentru ei cu trei fetițe. De dimineață acum m-am dus să le iau. Am fost tăticul slash unchiul ăla bunul care le-a dus la mic dejun și le-a luat câte un Happy Meal. Vă las poza asta aici să vedeți cât de drăguțe și fericite erau ele în mașină, după care am lăsat-o pe Isabel la ea acasă. Eu m-am întors acasă. Bună dimineața, Eliza, care m-a trezit la 8:30, i-am făcut și eu un mic dejun, a fost bun? Ce ți-a făcut tati la mic dejun? Mere pâine. De ce băcălești oamenii, mă? Zice, ți-am făcut la mic dejun, ce-ai păpat? Degetul. Degetul? Nu. Ce-ai păpat la mic dejun? Îmi place să facă glume în continuu, să se prostească și să zică chestii mincinoase, adică neadevărate, și se amuză foarte tare. Zi, ce-ai mâncat la mic dejun? Pâinică? De miere. De ce miere? Pâinică cu brânzică. De miere. Acum îi face și el la Evei un mic dejun, pentru că Eva se bucură tare când o duc la Mac, de-aia mănânc așa o jumătate de porție mică de cartofi prăjiți cu niște sos de usturoi, cam asta e plăcerea. Ei se bucură mai mult, bineînțeles, de jucărioara aia pe care o primește, dar e experiența aia de dus, de luat Happy Meal, bucurie, ha-ha-ha, dar de mâncat nu prea e ea fană, seamănă cu bună dimineața, mami! O zi lejeră de duminică, vreme frumoasă afară, poate mai recuperez și eu un pic de somnic ca să fim freși, după aia să facem o plimbare astăzi, că merge de o plimbare. S-a recuperat un pic de somnic, Eliza încă doarme, lucky her, aici se face ghiozdănelul, caietelele, tot ce trebuie pentru mâine, că e școală, s-au pus coperți. Îl avem aici pe cățelușul zdreanță, pisicuța încălțată, astea sunt toate manuale. Da. Și un singur caiet? Da. Și aici avem un picior. E da piciorul. Ia uite ce liniuțe, ce frumos, bastonașe încă n-ai ajuns, doar liniuțe. Cine stă în pijama toată ziua? Puturosul șef. E zi de duminică, se vede că e zi de duminică, se stă în pijamale toată ziua, s-a mâncat la McDonald's. Mergem acum să mâncăm niște pizza. Vrei pizza? Da. Da. De obicei duminica știți că mergeam la părinții ei să mâncăm. Astăzi în schimb se face o pauză, mergem să mâncăm o pizza și la o plimbărică, da, pentru că după cum vă ziceam e frumos afară. Înghesuială și iubirică preferata ta. Acum sunt tot pentru tine până se trezește Eliza, după aia trebuie să mă împarți. O zi din aia de duminică așa să stai toată ziua, să le nevești. Bine? Da. Da. Și mâine școală. Nu-mi place școală. Nu-mi place școală. Le place seara și tine. Deci ea că nu-i place școala, dar îi place. Așa? Da. De fapt îți place. Faptul îmi place, dar tot nu-mi place. Ce nu-ți place la școală? Nu-mi place la școală pentru că în afară de 2 ore avem 5 ore. Cum adică în afară de 2 ore aveți 5 ore? Sau în afară de 2 ore, trebuie să stăm 3 ore la școală. Și ce-ți place la școală? Mie place mai sportul. A, ești exact ca tati. Și desenul nu-ți place? Desenul? Nu prea știu. Păi acasă desenezi în continuu, la școală nu-ți place desenul? Da, nu-mi place. Cât alinteală și prosteală aici. Au. Oare există copii care să zică abia aștept să merg la școală?
copii. Să nu uităm că am fost și noi la fel. De nebuni. Așteptăm să trezească și Eliza și ne punem în mișcare. Ieșim și noi din pijamale, bine? Nu. Nu, bine. Mergem la plimbare în pijamale? Da. Bine. Dar să-mi pun și eu pijama. Eu n-am pijama. Ea stai așa că se doarme cam de mult timp. Și trebuie să trezim păpădia asta mică. Ia să vedeți voi ce drăgușenii avem noi aici. Iubita mică. Era obosită. Obosită. Hai să ne trezim să mergem la plimbare. Băi, dar tu mereu râzi, mă, când te trezești. Ești o scumpă. Gata. O trezim și mergem la plimbare. O drăguță, ai zice, nu? În special, domnișoara de aici, din tricicletă. Am plecat și noi la plimbare și nu știu de ce. În ultimul timp, de fiecare dată când vrem să ieșim la o plimbare, o apucă pe Eliza niște chestii, fie o doare burtica, fie e plângăceasă, pur și simplu că așa vrea ea să fie. Chestiile alea mai neplăcute, dar prin care treci că n-ai de ales. Și încercăm să ne păstrăm o dispoziție bună, să mergem la plimbărică și să și mâncăm ceva. Evuța aici pe trotinetă. Și el a rămas în urmă, nu știu de ce, cred că mi se pare că s-a dus să mai iau o gecuță pentru Eva, că i s-a părut ei că un pic friguleț și într-adevăr, parcă e un pic friguleț, mai ales dacă o să vrem să ne oprim undeva să mâncăm și o să fie pe terasă, nu la interior. Sper să nu fie fric și mie, că doar ce am scăpat de răceală și nu vreau să se întoarcă din nou, nu mi-e dor de ea. Gata, ne-am reunit, s-a oprit și a luat și cafeluță. Eva împinge trotineta, nu știu de ce și-a luat trotineta, că nu vrea să meargă pe ea, vrea să-și păstreze bateria, cred că pentru întoarcere. Și la comanda Elizei, care ne-a surprins pe toți, a zis că vrea la locul de joacă de la primărie, după care tot singură s-a apreciat și a zis că ea le știe pe toate. Ia spune, Eliza, cum ai spus tu, eu le știu pe toate? Tu le știi pe toate? Da! Spune! Eu le știu pe toate. Eu le știu pe toate. Așa, ea le știe pe toate. Numai să nu mai aibă perioade din alea, cum a avut când am plecat de acasă, nu știe. Ideea este că mie cam e foame. Ela dacă și-a luat cafea, mai rezist o oră. Și aici, în parcul ăsta, nu prea e nimic prin zonă să-mi iau așa ceva preventiv. Măcar ceva de băut, nu știu. Să mai umplem un pic din stomac până când mergem să mâncăm. Dar, dacă plângăciosul șef a vrut în parc la primărie, mergem cu ea în parc la primărie să nu-i mai dăm motive să fie plângăciosul șef. Ce fete frumoase am! Am lăsat fetele în parc și am dat o fugă până la magazinașul ăsta care sper să fie deschis. Să-mi iau ceva de băut, că nu puteam sta o ela și-a luat cafea. Trebuia să-mi iau și eu cafea, dar e prea departe acum să mă întorc până la cafea. Nu se iau o cola. Deci pe Eliza cum dansează. Pot să stau și aici lângă dumneavoastră? Da, sigur. Uite-o pe Eliza cum dansează. Urmează TikTok nou la ela pe TikTok. Stai. Se editează în parc. După schema asta. Schema asta. Și acum iarăși. Foarte drăguță. Eva și-a făcut două prietene. Eliza și-a făcut un prieten la groapa cu nisip. Mi-a luat 10 minute să o localizez pe ea că stă jos pe bancă. Mă uitam după toți părinții care stau în picioare. Da. Dar a început să bată mult. E foame. Uite momentul mult așteptat al acestei plimbări. O pizza după care am așteptat ceva. Ne-am jucat toate jocurile posibile pentru că se plictiseau astea micile aici. Dar gata, a venit pizza. Și ne punem pe mâncat. Eu am o capriciosa și fetele și-au luat o bufala și abia aștept să mă înfig în ea, că mi-e mega foame și am așteptat cam mult, sincer. Dar e foarte bună pizza și a meritat. E bună? E bună, Eliza? Da. Poftă bună la toată lumea! Gata, s-a terminat de mâncat.
S-a trecut pe partea mea. Am impresia că lovește un pic de oboseală aici. S-a primit și desertul, s-a împărțit aici frățește între Eva, Eliza și mine. Cu carne. Ăsta-i desertul, preferatele mele și ale Evei. Și acum și ale Elizei. Nu mai sunt, nu mai căuta, că nu mai sunt. Vino și tu la pupici. Cieluța singură pe partea cealaltă a mesei. A băut și ea o bere. Eu am băut o apă. Gata, mergem acasă, că mine e școală, Eva. Oh, nu, școală, biac. Așa mi-a zis azi. Da. Îți place la școală? Înapoi acasă, gata, plimborica din această săptămână. Am lipsit două zile pentru că am simțit nevoia de o scurtă mică pauză și să ne petrecem timpul cu prietenii și cu familia. Au venit și Fabi și Ruxi ieri și au plecat astăzi. A fost așa cam o ultimă venire pe vara asta prelungită. Băgăm fetițele la băiță, le pregătim de școală și aș fi vrut și de grădiniță, dar mai avem de așteptat un pic până la grădiniță. Vă pupă toată familia POV. Ne vedem jos în comentarii. Și dacă n-ați dat încă like până acum, dați un mare like. Intrați și la mine să vă uitați la cele 3 ținute ale Evei pentru școală, super drăguțe. Îți scriu episodul... factura, ce-o fac după. Da, este Dress Up cu Eva episodul 5. Ținute de școală. O să vă placă.